Pentru al șaselea an consecutiv, Direcția Regională pentru Situații Excepționale organizează la Căușeni o școală a securității. În cadrul acesteia, elevi din diferite instituții școlare de învățământ participă în cadrul unor competiții organizate de profesioniști în domeniul salvării vieților omenești. Evenimentul are loc în cadrul unei tabere de odihnă a copiilor și adolescenților din Căușeni. Timp de 3 zile, 54 de copii din două raioane vor trebui să demonstreze în cadrul care va urma, elevii să acumuleze depinderi de viață, a însușit bazele securității vieții. Evitarea dezastrelor tot timpul a fost imposibilă. În acest context, noi organizăm astfel de acțiuni de prevenire pentru a vă instrui pe voi cum să vă fiți mai protejați, cum să reacționați corect într-o situație de risc. Sunt convins, voi, cei 84 de elevi, în cadrul acelor 7 echipe din raioanele Căușeni și Ștefan Vodă, pe parcursul acestor două zile, veți avea parte din niște instruiri în prisma unor competiții, în 7 probe special gândite pentru a verifica spiritul artistic, spiritul de securitate și, nu în ultimul rând, atrăgând o atenție la bazele securității vieții. Sperăm că această toiță îi va aduce succesă la toți cei participanți. Vă doresc din suflet succesă, vă doresc ca să câștige cel mai brav, cel mai isteț, cel mai iute care este dintre dumneavoastră. Bună ziua la toți stimați participanți, în primul rând dumneavoastră sunteți principalii actori de la această manifestare. Bună ziua la oaspeții care sunt prezenți. Bravo, într-adevăr, așa bun venit pe teritoriul localității Cârnățeni, raionul Căușeni. Așa manifestări le-am trecut și noi când am fost tineri sub talp. Gest era, dar vrem să vă urăm succese, responsabilitate și, cum s-a menționat, să învinge cei mai tari. Elevii claselor a 10 și a 11 trebuie să demonstreze viteză, rezistență și spirit de echipă. În cadrul concursului ștafeta combinată, participanții vor parcurge la viteză un traseu unde vor să transmită unul altuia echipamente de intervenție, iar la final participanții, câte 10 în echipă, vor asambla un cort. Școala Securității este organizată special pentru copii, pentru a promova un viitor în ceea ce legat securitatea, deci a vieții, a societății și a viitorului. Este un proiect foarte bine organizat, un proiect care o să aducă roade atât copiilor cât și viitorul copiilor. În general, acest proiect este binevenit și sper că acest proiect va da roade în viitor. O școală a bărbăției, o școală a securității, o perioadă când tinerii pot să învețe de la cei maturi cum ar trebui să se comporte în diferite situații de dezastru. La competiția Desfășurarea de luptă, copiii au posibilitatea să stingă focare simulate refulând apa din furtunuri, după asamblarea țevilor contra cronometru. Toate etapele concursului Școala Securității sunt destinate pregătirii tinerilor generații în domeniul bazelor securității vieții și prevenirii riscurilor. La final, cele mai bune echipe vor fi premiate cu cupe și diplome de onoare din partea organizatorilor. Astăzi am dat start Școlii Securității împreună Reducem Riscurile, ediția 2024, aici în acest loc frumos, în inima pădurii, în localitatea Cârnățeni. Măsura dată va fi realizată pe parcursul a două zile și o noapte. În cadrul acestor activități, ca participanți, avem 84 de elevi din raioanele Căușeni și Ștefan Vodă, care sunt clasificați în 7 echipe. Pe parcursul acestor două zile, copiii alături de colegii mei din cadrul Direcției Regionale Situații Excepționale Căușeni vor fi instruiți primordial la bazele securității vieții prin prisma unor competiții, ca să fie și lor mai atractive și cele expuse de pompieri și salvatori din Căușeni să fie auzite și, în ultimul rând, transmise și mai departe. Mesajele noastre de la capitolul bazele securității vieții trebuie să ajungă la fiecare ureche, în fiecare casă. De ce? Copiii au fost îndemnați toate practicile, deprinderile care le vor acumula pe parcursul acestor două zile, să le împărtășească cu prietenile, cu rudele, cu colegii de școală. În total, anul acesta, peste 1300 de elevi din toată țara formează 95 de echipe și participă în cadrul competițiilor organizate de salvatori. Școala Securității a IGSU are drept scop pregătirea tinerei generații la capitolul regulilor de securitate a vieții prin promovarea cunoștințelor în domeniul prevenirii și diminuării riscurilor asociate situațiilor excepționale. Noi suntem din satul Cârnățeni, echipa noastră se numește Cutizători. Echipa noastră e formată din 5 băieți și 6 fete. Simt că este o concurență, am auzit despre elevii din
liceul Alexei Matievici, că sunt foarte instruiți pentru acest eveniment. Noi venim de liceul Ștefan Vodă, care este chiar din oraș. Noi suntem mulți de la sate, dar cumva ne-am unit, acest tabără ne-a unit. Credem că putem să... Adică avem în puterile noastre să... Să câștigăm. Dar totodată ne gândim că nu contează câștigul atât cât contează distracția la această tabără și, mă rog, trebuie de sabrat momentul. Mai mult mă entuziasmează faptul că la urmă trebuie de făcut tema pe acasă, acolo unde este interesant de adunat toate fotografiile într-un video și de făcut frumos. Suntem din liceul teoretic Mihai Eminescu, oraș Căușeni. Am venit 6 băieți, 6 fete. Am făcut pregătiri timp de aproximativ 2 săptămâni la centru de pompieri din oraș Căușeni. Sat, cum se numește liceul vostru și câți participanți ați venit aici? Suntem din satul Olnești, Raimond Ștefan Vodă. Instituția publică, liceul teoretic Bogdan Petrecean, HD. Câți participanți ați venit? Câți băieți? 6 băieți, 6 fete. Trebuie toate echipele cât mai multă baftă și toate cele bune. S-a organizat o școală a securității pentru că copiii noștri slab sunt inițiați în prevenirea unor situații de criză și din considerentul ăsta o să le crească, sunt mai mult decât sigur, și responsabilitatea, ceea ce este îmbucurător. Și sper că școala securității o să se maturizeze. Am venit ca să-i susțin. Mă numesc Curilo Victoria, sunt profesoară de educație fizică. Echipa s-a pregătit, am avut puțin timp, sincer, dar s-au pregătit foarte intens, sunt băieți bravi. Suntem echipa 12 și avem al 13 elev care a fost traumat în timpul pregătirilor, dar e echipă, de aceea au vrut ca să meargă, suntem mai mulți, cum s-ar spune. Concursul Ghidează și Salvează are ca legendă un cutremur produs în regiunea munților din Vrancea, România, cu consecință în Republica Moldova, astfel încât au fost dărâmate diferite clădiri, surpate diguri, etc. Ideea constă în faptul că coechipierii urmează în echipă să treacă peste obstacole, să nu admit alte victime decât cele existente și să poată ieși la final cu succes. Mi-a plăcut foarte mult și sunt foarte bucuroasă pentru că noi am ajuns înaintea coechipierilor și, nu știu, a fost foarte greu. Evenimentul din acest an este organizat în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării a Republicii Moldova.